Senatorul de Gorj, Florin Cârciumaru, a declarat la Sud FM că cel puțin unul dintre rapoartele de control întocmite cu privire la neregulile din CEO a fost făcut politic. Senatorul nu crede că s-au făcut nelegalități la CEO decât dacă organele abilitate vor confirma acest lucru. Atâta timp cât Ministerul Energiei, cât și primul ministru, în urma verificărilor venite prin cele două echipe, corpul de control de la prim-ministru, corpul de control de la minister, nu a luat măsuri, înseamnă că putem spune că și verificările poate s-au făcut cu patimă politică la un moment dat, putem să spunem, cel puțin corpul de control din Ministerul Energiei este clar că a fost un control cu o anumită direcție. Deci atâta timp când nu s-au luat măsurile, mă rog, care le așteaptă toată lumea să producă cu tremur, să producă schimbări în conducerea complexului, înseamnă că abaterile nu sunt atât de grave. Și senatorul consideră că dacă partea română va avea câștig de cauză la Comisia Europeană cu privire la schema de sprijin pentru CEO, neregulile de la complex găsite de echipele guvernamentale de control vor fi în timp remediate.